Stăm de vorbă cu un primar tânăr, Cristian Țol. Reprezentați Comuna Vișina și mai nou sunteți și reprezentantul unui grup de acțiune locală. Cum se numește? Mă numesc Cristian Țol, așa cum a spus. Sunt primarul Comunei Vișina Nouă și totodată președintele grupului de acțiune locală Orizontul 2012. Când s-a înființat grupul de acțiune pe care reprezentați? Grupul de acțiune locală s-a înființat în anul 2012 de inițiativa a mai multor parteneri publici și privați și a câtorva ONG-uri din zonă. Adică un număr de 29 de parteneri, dintre care 9 parteneri publici, 16 privați și 4 ONG-uri. Ce zonă acoperiți? Acoperim zona de sud-vest a județului Olt, respectiv Comuna Vișina Nouă și celelalte comune care pornesc către vestul județului. Adică câte în total? Câte comune? 9. Comuna Vădastra, Vădăstrița, Urzica, Gura Padinii, Ianca, Grojdivodu, Rotunda, Bucinișu și avem și o comună din județul Doș, Amărăștiu. Câte dosare au fost depuse prin grupul de acțiune Orizontul 2012? În decursul celor 8 apeluri de selecție am avut proiecte depuse pe cam toate măsurile din PNDR și aș putea să vorbesc despre axa 1, axa 3, atât pentru sectorul public cât și pentru sectorul privat. Adică, cum ați reușit să atrageți oamenii, să câștigați încrederea lor? Pentru că știu că ați trecut prin greutăți, n-a fost chiar atât de ușor să-i faceți pe oameni să vină cu proiecte. N-au avut încredere chiar de la început, așa este? Da, mecanismul de funcționare al galurilor prevede și un angajat care se ocupă de partea asta de animare, împreună cu alți colaboratori al unor firme de animare care merg prin teritoriu, merg în diferite piețe, târguri, stau de vorbă cu cetățenii, în același timp și prin intermediul celor 9 parteneri publici, primarii în speță care au făcut parte din adunarea generală, aceștia au mediatizat, au mai spus la cunoștințe, la cetățenii din localitate și încet, încet, cu toate că la fiecare apel de selecție am avut prelungire la apel, pentru că chiar nu se completau locurile, am mai prelungit, am mai discutat, până la urmă am reușit ca să... Ați câștigat încrederea oamenilor. Câștigăm încrederea. Partenerii publici au depus proiecte pentru... mici proiecte pentru comunele respective, achiziție de buldoi excavatoare, să zic, pentru situații de urgență, modernizarea unui parc, modernizarea unui cămin cultural, proiecte mai mici, să zic eu, față de proiectele pe măsura 322 care erau pe vechiul, erau accesate pe sistem național, nu pe galuri. Da. Dacă vorbim de privați, de investitorii locali, în ce au investit banii? Investitorii privați, să spun, au fost pe măsura 141, 112, când mă refer la axa 1 și 121. 141, 141 sunt fermele acelea de subsistență, care au accesat câte 1500 de euro pe 5 ani și au avut mici ferme, să zic așa, ceva teren, ceva legumicultură, care s-au descurcat destul de bine. Apoi urmează cei cu măsura 112, care au accesat până la 40.000 de euro, au avut, să zic așa, o fermă mixtă din punct de vedere vegetal, nu cu animale, deci mixtă, în care au avut și cultură mare și solarii, legume, au dezvoltat mult pe solarii. Ce merge cel mai bine în această zonă? Vorbind de legume, de cultură mare, înțeleg că nu prea se ocupă lumea de creșterea animalelor. Da, pentru că nu este o zonă pentru creșterea animalelor, în rest, să zic, cultura mare și legumicultura merg destul de bine. Acum vorbim despre noul PNDR, cum îl apreciați? Considerați atractive condițiile care se vor impune? Deocamdată condițiile au apărut așa, într-o formă pe site-ul APDRP-ului, nu sunt definitive, e o formă consultativă, sunt alte condiții, ceea ce nu-mi convine faptul că aceste... s-au schimbat denumirea măsurilor, omul să familiarizează cu o anumită denumire, trebuie lăsat aceeași. Noi avem menirea de a complica lucrurile în țara asta, adică... În condițiile de acordare a fondurilor, cum le vedeți? Credeți că vor fi mai mulți beneficiari prin noul PNDR sau, din potrivă, sita va fi din ce în ce mai deasă? Deci eu vă spun
punctul meu de vedere, care lucrez pe fonduri de atâta timp, care știu ce înseamnă proiect implementat, proiect început, nu este atât de simplu. Nu e atât de simplu, e imposibil într-un proiect să nu se strecoare ceva de formă, adică care să aibă repercursiuni după atâta timp, o greșeală de formă sau de fond, e ceva inadmisibil, adică ar trebui de fapt urmărit cum să cheltuie banii, dacă într-adevăr să cheltuie eficient și omul a pus suflet în a face, adică în momentul în care omului de rând care vrea să facă treabă, el vrea să muncească când accesează. Nu vorbim de cei care vor să fraudeze fond. Vrea să muncească. De fapt, tu îl torturezi cu chestiunea felul de a... în privința documentației, că nu știe la procedural ce are... Un proiect are... Să adună 500 de pagini. Trebuie respectate anumite condiții și eu vorbeam aici de condiții. Dacă aceste condiții sunt mult mai atractive, știu foarte bine că la obținerea fondurilor pe măsura 112, da, erau anumite condiții. E, acum se schimbă. Spre exemplu, la tânăr fermier, da, pentru a obține 50.000 de euro pentru o stupină, ai nevoie de 900 de stupi în loc de 173, cât se cerea pe noul PNDR, pe vechiul PNDR. Da. Păi, spuneți-ne despre aceste lucruri, pentru că oamenii trebuie să știe. Eu vă spun, deocamdată a apărut forma consultativă a ghidurilor, adică să vorbesc, mie nu-mi place să vorbesc lucruri care nu au apărut oficial. Adică în momentul când aduci o informație a unui potențial beneficiar... Este posibil să fie astfel de condiții? Este posibil, s-au schimbat, adică poate să fie anumite domenii mai punctate decât cele vechi, nu știu, în urma cărei strategii s-au urmărit aceste lucruri. Înțeleg că se va puncta, spre exemplu, procesarea. Asta va fi o prioritate. Da. Apoi se referă, iar am văzut măsura la cei care au fost deja instalați fermieri. Probabil că noul PNDR vrea să se întoarcă la cei care au ratat, că atunci era condiție să fii instalat decât cu un an înainte ca fermier și dacă n-ai obținut finanțare deja ți s-a luat dreptul de a depune proiect. Acum, în noul PNDR, ce am citit în ghidul consultativ, ar fi vorba de trebuie să fii să ai mai mult de 2 ani înscris la APIA. Adică se referă la cei care au ratat atunci trenul și se întorc. Care deja au experiență, nu mai vorbim de tânăr fermier. Da, care deja au experiență. Și în rest, celelalte măsuri, probabil că în fel se vor completa pe cele ale fostului PNDR și o să fie... Eu zic o să fie bine, dar... Când credeți că se va da drumul la noul PNDR? Din toate datele pe care le am, sunt fer convins că odată cu înscrierea la APIA în 2015 o să lanseze și ghidurile. Când anume? Adică văd în martie. Eu zic că în martie o să apară deja.